Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face o aplicație dată la Evaluarea Națională a Absolvenților clasei a 8-a. Este vorba de varianta de rezervă dată în anul 2021-2022. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copilași ne vor însoți pe parcursul acestui material. Iată și problema. Un excursionist a parcurs un traseu în 3 zile. În prima zi a parcurs 60% din lungimea traseului. În a doua zi, o treime din distanța parcursă în prima zi. Iar în a treia zi a parcurs restul de 64 de kilometri. La prima cerință, este posibil ca distanța parcursă de excursionist în a doua zi să reprezinte o pătrime din lungimea întregului traseu? Justifică răspunsul dat. Să vedem și soluția. Dacă notăm cu X lungimea întregului traseu, atunci în prima zi parcurge 60% din lungimea traseului. Deci 60% din X. Asta înseamnă 60 supra 100 înmulțit cu X. 60 pe 100 putem simplifica cu 20 și ne dă egal cu 3 supra 5 ori X. În a doua zi, parcurge o treime din distanța parcursă în prima zi. Deci 1 pe 3 din 3 supra 5x egal cu 1 pe 3 ori 3 supra 5x egal. 3 cu 3 se poate simplifica și ne dă 1 supra 5x. Este posibil ca în a doua zi, distanța parcursă de excursionist în a doua zi, să reprezinte o pătrime din lungimea întregului traseu. Deci a doua zi, excursionistul a parcurs 1 pe 5 din X, ceea ce clar este diferit față de o pătrime, adică 1 supra 4 din lungimea traseului din X. Deci înseamnă că nu este posibil ca excursionistul să parcurg în a doua zi o pătrime din lungimea întregului traseu. La punctul următor, trebuie să determinăm lungimea traseului parcurs de excursionist în cele 3 zile. Dacă am notat cu X lungimea traseului, am văzut că în prima zi a parcurs 3 supra 5 din X. În a doua zi a parcurs 1 supra 5 din X. Iar în a treia zi, ne zice problema că a parcurs 64 de kilometri. În total, reprezintă lungimea traseului care este X-ul. Deci, avem ecuația 3 supra 5X plus 1 supra 5X plus 64 de kilometri egal cu întreg traseul care este X. 3 supra 5X plus 1 pe 5X ne dă 4 supra 5X plus 64 egal cu X. Dacă aducem peste tot la același numitor, amplificăm cu 5, numitorul comun, și toată relația, haideți să o mulțim cu 5 ca să scăpăm de numitor, și avem atunci 4X plus 5 ori 64 egal cu 5X. Adică 4X plus 320, cât fac 5 ori 64, egal cu 5X. De unde 5X minus 4X egal cu 320, adică X egal cu 320 de kilometri. Deci tot traseul are lungimea de 320 de kilometri.
Să vedem și o altă metodă de rezolvare a problemei, și anume metoda figurativă. Știm că în prima zi a parcurs 3 supra 5 din traseu, adică 60% din lungimea întregului traseu. Dacă reprezentăm tot traseul cu ajutorul unui segment, 3 cincimi din acesta înseamnă că împărțim segmentul în 5 segmente congruente, în 5 părți egale, și luăm 3 din acestea. Deci aceasta este porțiunea parcursă de excursionist în prima zi. În a doua zi a parcurs o treime din distanța parcursă în prima zi. Păi, în prima zi au fost 3 segmentele din acestea. O treime înseamnă un segment, adică 1 pe 5 din tot traseul. Deci aceasta este porțiunea parcursă în a doua zi. Iar în a treia zi i-au mai rămas de parcurs această porțiune, care reprezintă 64 de kilometri. Dar segmentul nostru, tot traseul, a fost împărțit în 5 părți congruente, în 5 părți egale. Înseamnă că tot traseul este de fapt 5 ori 64, deci egal cu 320 de kilometri. Vă propunem spre rezolvare și restul exercițiilor de la subiectul 1. Exerciții care se pot rezolva la nivelul clasei a 6-a. Cei doi copii vă urează succes în rezolvarea exercițiilor și vă mulțumesc pentru ajutor. La revedere!